Deci a început să mă așteptă la plinică despre partida. Personal consider că a fost o partidă bună, o partidă în care cele două echipe și-au confirmat poziția din clasament și drept pentru care au oferit un spectacol handbalistic și aș dori să le felicit în egală măsură. Se joacă calificarea? Absolut. Eu cred că în momentul de față nu există un favorit, chiar dacă astăzi a fost un învins și un învingător. Mai sunt încă două meciuri și eu cred că absolut nimic nu este decis. Ce a înfinat totuși, ce a făcut diferența în partida de astăzi? Aș putea evidenția ceva concret, ca diferență clară, netă. Eu cred că astăzi am avut poate mai multă șansă și cu toții știm că sunt meciuri în care merită să câștigi și meciuri în care merită să pierzi și practic eu cred că e mult mai important spectacolul oferit. Cel puțin pe final, un match stil All-Star Game, fără apărări, goluri la 10 secunde. Da, într-adevăr a fost, să spunem, o mică repriză de basket sau am putea spune de handball modern. Vedem cu toții acum că sunt foarte multe echipe care și în handbalul modern, în Liga Campionilor, spre exemplu, foarte multe echipe joacă cu garda jos. Cred că ăsta este lucrul care trebuie apreciat în mare măsură.